Bun găsit la un nou episod BT podcastul Băncii Transilvania. Sunt Andi Moisescu, iar astăzi îl am alături de mine pe Deliric, sau mai exact pe Răzvan Eremia, dacă e să mergem pe datele oficiale. La fel de cunoscut ca hip hopper, antreprenor și vlogger, Deliric a făcut el ce a făcut, dar sigur a făcut bine. Din moment ce businessul său a crescut de la 3 tricouri în 2011 la câteva sute de produse și o cifră de afaceri de aproape un milion de euro azi. Deci, bine ai venit Salutare. la Betetox Deliric. Salutare, dacă vreau să-i bag pe toți în ceață, zic, bine ai venit, Toto. Salut, da, însă știi că nu mi zice nici mama Răzvan. Nu ți mai zice nu, nimeni. Nimeni crede, nu mi zice, nu mi-au zis, nu știu, au avut așa uh, o socială de-asta după ce mi-au dat numele. Uh, cred că deja de la un an îmi ziceau Toto. Și nu mi zice nimeni. Când îmi zice cineva Răzvan, mă prind că nu mă asum, știe da, da, prea da, da, da. bine. Zic, aha, dar tu ce vrei de la mine? Și la mine, mă rog, există și la mine un nume oficial care nu are legătură cu Andy, e vorba de Alexandru. Mama mai spune Alexandru și colegii când... din liceu, pentru că atunci am folosit titulatura oficială, ca să zic așa. Iar astăzi și la mine, când cineva zice Alexandru, e... E yeah. oh. când se supără cineva pe tine, <laughs> Alexandru, fă curat în camere! <laughs> am depășit faza aia! <laughs> Bă, acum cine e de liric știm, mă. Ar fi foarte interesant de afla cine e Răzvan Eremia, pentru că, în mintea mea, antreprenorul cam ăsta ar trebui să fie, nu? Măcar în acte, cel puțin zic. Nu, ți-am zis, Răzvan nu e. Nu, nu mai e. Nu, nu mai e. Tot. A, a plecat. Au luat bebelușul ăla, l-au la în fața porții altora și au crescut pe totul. Să știi că titulatura asta de antreprenor nu am vrut-o eu niciodată. Așa. Adică s-a ajuns aici. Că nu nu-mi place... Eu tot timpul am zis că eu sunt un fan al muzicii, sunt așa, am un suflet mai de poet, okay. nu de afacerist. Dar din nevoie, da. am ajuns să fac și chestiile astea. Adică mie să știi că mi-ar fi plăcut doar să stau așa, să fac niște muzică, să vină bani de undeva. Era e visul ideal, da, să vină bani din muzică, dar pentru că nu se puteau face bani din muzică, și în continuare nu prea poți să da. trăiești doar făcând muzică și să fii un mare artist, așa. Mă rog, Pre... depinde și ce cânti. Da, dar să știi că acum mai mult ca niciodată trebuie să îndeplinești mai multe roluri, așa. Trebuie să fii artistul, trebuie să fie totodată și vloggerul și influencerul, și. Asta e viața pe care o trăim astăzi. Da. Mie mi-ar fi plăcut doar atât. Să, să fiu doar satis, da, da? Să mai scriu niște versuri. <laughs> da, da. Să fiu Hemingway, așa. Și nu știu, să... Cum a apărut nevoia asta? Adică atât de rău să-i ajunsese din hip-hop încât nu, nu, nu mai puteai plăti o factură? Păi niciodată nu, eu n-am plecat invers. Așa. De la ideea că e un hobby pentru mine muzica da. și eu trebuie să fac ca orice om, și să ceva fac serios. treaba, să fac ceva serios exact. Eu m-am apucat sau am avut în cap să fac muzică de când eram copil, adică eu mi-am făcut prima formație în clasa a cincea. Foarte bine. Și eram serios pe treaba acolo și după aia în continuare în liceu am avut formație, da. de tot parcursul. Uh, dar nu m-am gândit o clipă că va putea asta să funcționeze și să fac bani din muzică. Deci, și atunci, rațional de mic. Da, da, dar nu. Eram chiar. că de asta, câteodată am o problemă cu ăștia mici care spun: Cum fac și eu să meargă? Păi, stai, de ce trebuie să meargă? Trebuie să faci muzica aia de plăcere. Exact. Că poate merge la un moment dat, și acum avem exemple de, de oameni, de artiști, de trupe care poți să se întrețină din muzică, e așa un bonus. Dar Sigur. tu faci muzica de plăcere. Eu, neavând așa niște exemple în țară de artiști care trăiesc din muzică, vorbesc de anii 90, Sigur. Sigur. late, așa, sfârșitul anilor 90. Aveai, a... dar nu erai tu cu ochii deschiși, mm. că erau pe vremea aia, trăiau bine. Andre, Genius, erau nume. Știu, dar tot nu vedeam... Nu o vedeam de durată. Da, mă, nu o vezi de Adică să așa nu știu așa ce mai e, așa fac. Vreau să-i salut pe această cale, pe băieții da, de da, la Genius da, da, da. și pe fata aia blondă. Sunt curios ce fac ei. Dacă... Cu totul altceva îți dai seama. Da. Atunci eu m-am gândit, mă, trebuie să fac asta. de m-am -am dus la liceu, m-am dus la finanțe bănci, la facultate. Adică dacă ah. aveam încredere că o să uh, meargă cumva din muzică, poate eram și eu mai... Uh, Artist, mă duceam deci la... tot, tot ai pregătit pentru povestea asta. Nu e, n-ai, n, -ai, n -ai ajuns întâmplător în ea. Într-o zi, Eu credeam cineva ți-a zis, mă... bă, ce frumoase -s -s tricourile tale. Hai mă, nu vrei să-mi faci și a mie a fost, două? Fost după ce am făcut eu tricouri multe pe degeaba ani de zile. Că dacă s-ar direct la poveste, hei, ai făcut tu tot niște tricouri la 30 și ceva de ani și după aia s-a întâmplat să meargă și să mai vin și alte tricouri, Până la 30 de ani eu am făcut multe chestii care n-au mers. Da? Ca de da. exemplu, că sunt curios. Ziceam de... Acum de, de tricouri, că mm -hmm. eu am mai făcut, mai printam pentru prieteni, pentru noi cu trupa. Da. Așa am mai avut și bă, vise de astea de antreprenor. Am încercat să fac o revistă la un moment dat, revistă de hip-hop. Ok. Da, dar m-am agitat fix cum vine unul care habar n-are de cum să face treaba. Te apuci și îți faci Firma întâi te duci să faci abonamente la de telefonie mobilă ca să aibă pentru toată firma, știi, eram oameni, <laughs> Știi, faci abonamente, îți închiriezi un sediu și după aia te preocupi. Birouri. Da, 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 Net și, ca lumea la toată lumea. Și după aia te preocupi, da, oare funcționează treaba asta, adică o să meargă și Asta a fost prima. E una prima dintre ele. Da, prima încercare de antreprenoriat ce era, că sunt curios. E, cred că prima încercare de antreprenoriat a fost, vindeam țoale prin liceu de astea, mai luai un blug de la unul, vineai la altul, cred că l a fost antreprenoriatul. Așa, așa a început da. toată lumea. Da, și câteodată recunosc că mai vindeam și de astea țepe, că nu știa lumea, aveau impresia, bă, e repăr, trebuie să știe. Și, oh. dar știam, doar că luam șapca aia fake fubu și o vindeam unuia care nu știa. Nu, nu știa și avea încredere, dar o purta cu mândrie, Bă, știi? Se simțea bine în ea? Păi asta zic. și dacă asta e vorba. nu era nici vreun rapper și atunci nu aveam așa o conexiune. Nu te dunea sufletul. Exact. Zic, -mă, acum tu oricum o să fii poser pe la tine prin cartier acolo să te dai și tu rapper. Oricum nu ești rapper, lasă-mă măcar să, 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 te vedem. Aveau toate conexiune cu rap cumva? Tot ce adică am făcut tot a avut. Antreprenoriat, dar nu te depărtai de dragostea. Tot, da. de asta cred că m-a salvat muzica asta, că mi-a dat așa o direcție și am făcut totul cu plăcere, că oarecum avea legătură cu ideea de a face muzică. De exemplu, eu am, știi cum e cultura hip-hop cu da. împărțită pe elemente, sunt ea care cântă, ea care desenează pe pereți, sigur, care... sigur. La, la dansuri n-am fost bun niciodată. Așa că mai desenam pe pereți de când eram mic. Cum nu aveam bani de spray și nici nu eram destul de gangster să mă duc să fur. Că nu. Știi că așa erau poveștile de la grafuri, că trebuia să... Trebuia să, trebuie să, și furate. Trebuia să furate, da. Dar cred că asta mergea... În țări unde sunt magazinele mari, cum sunt pe vremea asta, știi? Poți să te gândești că te duci la un bricostor de da, asta da, și, da, cipuri, și furii, niște da. din era, da, da. dar uh, când eram eu mic erau, o, găseai o în general la ciclop uh, de astea, știi, servis auto da, unde da, mai aveam, mai și dai seama, te băteau ăia cu ranga <laughs> direct, nu risca, nu și noi eram mici, aveam 14 ani, da, da, nu da, era da. Caterinca. Și am, stăteam și mâzgăleam. Ori mă zgăleam, mă scriam versuri, ori mai mâzgăleam, scriam, făceam litere. A, uh, graffiti letters, așa. E, și după aia când am ajuns să-mi cumpăr calculator, am zis, hai să-mi fac, să mă joc de a grafica și pe computer. Hai să fac o copertă, cum ar arăta coperta albumului. Așa. Și așa am învățat Photoshop și uh, Illustrator și ce mai... Ok. Și, de asta zic, toate au legătură tot cu muzica. Sigur, sigur. Și, și crește aia, ușor ușor povestea. Da, și după aia am învățat să fac grafică și am ajuns să fac bani din treaba asta. Cine adică... a venit cu ideea asta, cu porcul? Cine a dat numele? Cu porcu. Mă rog, porcu, el știm cu toți, e sufletul românului. Nu se pune problema. Asta... Este și regele animalelor. Aveam eu un. În... De când, atâta timp cât cel puțin nu s-au făcut sarmale din leu, el e și regele animalelor. <laughs> Adevărat. Eu nu știu, sunt vegan, nu nu mă bag la sarmale. Da. Dar face mai că mea unele extraordinare cu ciuperci și cu da, mă, normal, orez. Sigur. Deci ciuperca e regele așa și animalelor. Erau El era fără carne inițial. <laughs> Porcu. Asta târziu a fost. Eu inițial am făcut, când am scos albumul da. solo, primul, în 2011, da. Mi-am făcut ca orice artist care se respectă niște merchandising. Ok. Și eu, mi-am dorit totdeauna numele meu dar artist să fie legat de ceva, un simbol. Mi -a, fiind probabil pasionat de publicitate. Un simbol vizual. Un simbol vizual. Fiind pasionat de publicitate și a apreciind brandurile astea mari, cum au reușit să-și impună și uh -huh. identitatea vizuală, voiam și eu, ca artist, probabil și apreciind trupele de metal de rock, și da. că aveau toate niște logo-uri. Da, 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 absolut. Uh, și după aia astea de rap pe vremuri, da. au fost câteva cu logo-uri iconice, cum sunt Wu-Tang sau sigur. Îți rămân în cap sau Run-DMC, ce să zic, au o lor. Da. Și îmi doream ceva de genul ăsta. Și atunci am ajuns eu la un moment dat la ideea asta de porc, că tot foloseam în versuri că așa e totul, ești un porc, bla, bla bla Și am venit cu ideea de a folosi pentru deliric. Deci prima oară a apărut Da, pentru albumul Inspecția Tehnică Periodică. Era, dar era doar capul de porc. Nu aveam și oasele de pirat okay. de de sub. Și am făcut niște tricouri de astea, merch pentru deliric și s-au vândut bine. Și atunci am zis, mai bine fac un brand de sine stătător, de haine, că s-ar putea pe mine să nu mă mai halească lumea în câțiva ani, că scot vreo piesă cu Andrei și aia. o să-mi zică mă rog, publicul numai, că m-am da. stricat. Să duce în altă direcție a muzica și tu nu mai ești de acord cu ea și aia. E. Exact. L-am făcut foarte rapid după aia. Uh, adică ai mai pus oasele alea de pirat. am pus oasele de pirat de desus. Deși cred că le foloseam dinainte. Dinainte să fie. A, și numele era la îndemână acolo. Dacă nu, era capul era și a Și a fost, numele. Uh, cred că discutam cu un prieten, aveam un prieten care lucra pe vremea aia la McKen, Da. și el mi-a zis, zi porc, porc că îi supărea lui Fancy să zici de două ori uh... ghica, cu cine vorbeai? Nu, 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 Vlad Molico, a plecat din țară între okay. timp, uh, cred că a fost și coleg cu Gica la un moment dat și el a zis, Por, porc, porc, i-am zis, stai mă că ne complicăm, ești prea artist porc e de ajuns <laughs> Da, și așa a rămas. Să gândea de la știu. saci în saci, en, en, știi că da, sunt... Exact. Așa și da, porc, da, porc. că se mutase la saci atunci. Vezi? De da. acolo era, de la repetiție, da. saci în saci. saci. Saci în saci. Da, aia cred că era, îi mâncau aia sufletul probabil <laughs> acolo. Cu... <laughs> și de acolo s-a dus el cu porcuri. Da. Și la început chiar așa au fost puțini. Câte ai temuri. erau? Îți mai aduce aminte câte aveai? Câte, Eu, re... când am câte zis trei. Uh, inițial am făcut... Uh... Inițial au fost doar tricouri? Nu, că merchandising-ul te duce mai departe puțin. Nu, Măcar fost și șep, erau niște borsete Am, sau ceva. În 2012, pe 4 mai, da? la... Când lumea la... trebuia să se sfârșească conform da, teorii, E conspirației. Trecuse, da, trecuse -n trecuse -n cu, cu câteva ai luni. Hai și sfârșitul păi lumii da. și ce zis? A, Băi, zis, Gata, dar da, cum începe? <laughs> Pentru mine acum începe. A fost uh, sfârșitul lumii vechi. Așa. așa. și la Street Heroes. Ți, mai Se aminte, aminte da? de Street Heroes. La prima ediție, nu. A doua ediție de Street Heroes uh, care a fost făcută în uh, parc la tineretului. Da, a îmbrăcat niște rideri. Nu, atunci am uh, făcut acolo, mi-am făcut un stand, un cort așa și atunci s-a lansat efectiv Mișto. Uh, prima oară brandul. Și aveam tricouri, cred că aveam 5-6, nu, că era o căldură okay. foarte Tricouri, mare. Da? Tricouri, ochelari. Uh... Șepci? Nu, încă. Nu, nu. încă. Borsete? Nu încă. Nici. Rucsac? Nici, nu. Erau așa... Nădrași ceva? Pantaloni? Nu. Păi era... ce puteai să mai ai eu mă gândesc la ce <ră> da, 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 cu, tre folosești tu mănschei, tre tre știi? Trebuie să-mi aduc aminte. Era foarte... adică Curea? Era... Nu... De unde nu, e Ce mai... Deci niște tricouri, practic. Niște tricouri. Păi așa e. Cam așa e povestea da. oricărui brand. Da comunitatea iubitorilor de sport urban, ca să nu-i zic eu sport extrem, că vreau să cumva să depășesc faza asta, pentru că da. nu mi se pare că... Mă rog, ori mai fi și lucruri extreme. Când încerci să dai da, un da, triple backflip sau un triple da. flip, o fi extrem, da? În general nu e. Poate e să fie extrem orice. Orice, da. da. Până la urmă și în România poate fi extrem, depinde cum ales să trăiești. <laughs> da. Dar uh, sportul urban a îmbrățișat imediat. Mi s-a părut că a fost un brand care a fost imediat preluat de tot ceea ce înseamnă cultura urbană. A fost... lifestyle uh, lifestyle Mi s-a părut urban. și un uh, moment foarte bun, că atunci uh, a părut că s-au coagulat așa un pic lumile astea, adică și... Uh, lumea noastră a repărilor, puși da. la oaltă cu copiii care erau interesați în de sport, sporturi parc. urbane, da? și a fost frumos. A... Așa e. Și a crescut natural. Adică nu ne-am. și creșterea a fost de la în la, an, da. nu? Da, da. Și noi, odată cu ea, da. am crescut. Adică... Tu când spui noi la cine te referi? Noi suntem doi la porc. Sunt eu și cu partenerul meu, ergo. Bravo! Ergo este. El, lui nu-i place foarte mult lumina reflectoarelor, și atunci mă bucur eu de toată, de toată celebritatea și toată lumea mi-a mie. Da, da, da. Toate... El putea să vinească, fiind doar audio, puteam să stăm cu luminile stinse. E teoretic. adevărat, da. da. Dar nu era. Nu, să știi că C între timp. Care e diferența mai dintre tine și el? Cum v-ați împărțit? Că sunt curios. Sunt doi asociați. Nu cred că faceți amândoi același lucru. Nu, evident. Eu sunt bun să pornesc lucruri, da. Dar mi-e foarte greu să fiu constant și să mă țin de ele să se întâmple. El este foarte riguros da? și. Bă, super pus la punct, așa, ți organizează totul. E un om care se trezește la 4 dimineața cu o disciplină extraordinară, aleargă 20 de kilometri, după aia vine în fugă la birou, adică e... Și din punctul ăsta de vedere, eu nu sunt deloc așa, nu sunt disciplinat. Eu azi mă trezesc la 12 ziua, mâine la 8, voi mâine mă cur la 5 și după aia dorm ziua, adică n-am nicio... Tu ai a... rămas artist în povestea asta. Uh, da, și el mă ajută să rămân artist <laughs> în continuare. Asta e foarte mișto. Da. Evident că fac și multe chestii care nu mi-aș dori să le fac. Păi, na, da. mă rog. Nu e... N-ai de ales? <laughs> da. Nu e, adică de asta zic că n-am ajuns acolo unde îmi doream eu să fiu artistul ăla cu penița în mână. Da. Da. Păi bine, dar acum s-a ajuns. Birouri, probabil că... Avem, da. Există eu... un spațiu impunător. Eu acum zic probabil, deși chiar am fost în da, el și am văzut da. de <laughs> Da, e. Ridicam doar mingea, la Operațiunea a luat amploare între timp și avem și mulți angajați și multe responsabilități. Și cu atât mai mult îmi displace <laughs> când am responsabilități. Mai poți să oprești Corabia acum. Nu mai, acum. Numai, numai. Vezi, nu mai. Deci tu tot problemi. faci referințe de astea la. Fiecare fie fie da. cu download lui, îți dai seama, da. E de înțeles aici. Da. Și. Şi... Mă rog, ca în, ori, ca în viața oricărei companii, a oricărei afaceri în cele din urmă. Bănuiesc că au mai apărut și sincope din astea. Uite, a venit lockdown-ul. Da. V-am curcat știm. în vreun fel? Au mai fost? Nu atât de tare. Ne-am speriat în prima fază. v speriat Când puțin. a fost... Da. Noi abia închiriasem un spațiu fizic. nou. Fizic. Fizic, de depozit, și unde avem și birourile și era ceva de trei ori mai mare decât ce-am avut înainte da. și cu o chirie de trei ori mai mare decât ce-am avut înainte și abia angajasem și niște oameni noi. Și după aia a venit pandemia, dar explozia aia din februarie, martie sau da. până când efectiv nu știam ce se întâmplă dintr-o dată, gata, intrăm în casă și nu știam unde duce. Au scăzut și vânzările. În prima fază. În prima fază, casină. adică mai mult de jumate. Da? Și am zis, asta e să vezi că ne-am luat acum noi aia, <laughs> aia, gravă. ne-am angajat să plătim chiria aici 5 ani de zile Mama. la. Dita, mai spațiu ăsta și cu oamenii. Uh, și după aia ne gândeam ce facem și cu oamenii. Trebuie să îi dai afară când le e mai greu, e urât. Da. Da. Și cum ați făcut? Din fericire, am zis, ai, că hai să, să fie vedem. bine. Adică, cred că a durat uh, vreo 10 zile sau o săptămână. Perioada asta super incertă pentru mine. Eu de obicei sunt un pic... Uh, uh, sunt calculat, dar am și o doză de optimism și acel fuck it, îi dăm Bravo. înainte. Și am zis și în cazul ăsta, fuck it, hai să-i dăm înainte. Că evident noi, de exemplu, primăvara, primartie, cel târziu, trebuie să avem gata comanda de produse de iarnă. Uh -huh. Adică noi facem gecile, căciulile, toate cele. Normal. Și trebuie să trebuia să dăm comanda și atunci am avut o frână Evident, mai dăm comanda, mai mare, sau dimensiune. Da, sau uh, micșorăm, uh, sau ne oprim, sau nici nu știm ce. Și facem. Ergo, Și... ce a zis? Că el l-a calculat. El e calculat, a zis să stăm, dar nu, acum nu știu care, că-ți dai seama, e un ping-pong. Împreună am luat da, decizia mă. până la urmă, haide, totuși, să-i dăm înainte ca să fie bine. Și surpriza a fost că după câteva luni vânzările au crescut practic că, că dintr-o dată trebuia să facă ceva. Pe lângă că trebuie să facă ceva, n-au mai ieșit din casă să se ducă la mol să și cumpere tricouri și un hanorac. Și atunci intri pe Online? online, și pe online suntem și noi la fel de buni ca oricare alt magazin. Chiar poate suntem mai bine puși la punct, fiindcă totul funcționează super bine la noi, la comenziile online. Ți-ai făcut comanda acum, mâine ți ajunge. Bă, ai e deja variante. o variante. Da, o, e deja o rutină. Noi am, am insistat pe online. Că, de la bun început. De la bun început fiindcă nu poți să reziști pe piața asta. dacă vrei să, dacă mai ai încă un interpus între tine și clientul, o, final. clientul final, fiindcă nu e o marjă de profit foarte mare. Fiindcă făcând oricât de mare devine da? business-ul, tot e mic când te compari cu niște băi mari, da, da. Și da, da. Uh, Aici nu mă gândesc doar la HM Zara, care sunt imensi, sunt colosale. Da, 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 Adică și, nu știu, Quicksilver și alte. Da, 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 brandurile este... iubite de skate în general. Da, tot tot fac în sute de mii de exemplare Sigur. un tricou și atunci n-ai nicio șansă să vii undeva pe același palier de prețuri cu, cu ei. el. Și nici nu e greu să vinzi la aceleași prețuri cu ei. Adică Aha. eu dacă pun prețul unui tricou la fel cu Carhartt, să zic, da. e acolo încă o problemă. Da, că da. Tu trebuie să fii sub. Trebuie să fii un pic sub. Da. Ceea ce înseamnă adică că dai de la eu, tine, redu eu nu reduci, de-un profit. Da. Și dacă tu le produci de trei ori mai scump și trebuie să le vinzi și un pic mai ieftin și mai ai și un intermediar, la revedere. Dar voi ați găsit ce o cale. Calea a fost vindem direct, o cale, un loc al vostru... uh, să vindem direct online. Și la un moment dat să ne deschidem uh, magazinele noastre. Aveți în plan chestia asta? Da, este chiar uh, in the works și trebuie, trebuia deja să-l deschidem, dar mai avem un pic. Mi-am dorit uh, toată viața să fac magazin pe Calea Victoriei și o să avem magazin pe Calea Victoriei. Ah, da? Calea Victoriei 95. No. Triunghiul uh, minunat acolo cu A1, cu Velocita și A, cu ce bine. Zăganu, deja și noi suntem cel... E bine <laughs> că, un... practic, faceți parte Alfa. din aceeași poveste, cum ar veni, sau, mă rog, din același univers. Da. Oamenii da, păi, iubesc cam toate colțurile astea pe care le-ai pomenit tu. Păi. Publicul uh, vostru, zic. E bă, la unul e. Bogdan, Bogman, DJ Slick, cu da? care am crescut. A, și eu am lucrat la radio? Ai lucrat cu el la Igor. Nova. La, la Unifan? La unii, așa. Da. Mă rog, a, fan și... radio. După aia, cred că s-a chemat unii plus, ceva de genul ăsta. Așa, cu Zăgan suntem prieteni. Nici că... nu mă miră. Da. Păi, Sunt... ce să e, acolo e, e bine. Acolo e. E bine, da. da. E frumoasă treaba. Și credeam că o să dăm drumul la. Începutul verii eu credeam chiar la în primăvară, dar Ok, dar da, în toamnă. Ieșit. Cu siguranță, dar da? este foarte mișto. Și ce este? Ce o să fie? O să fie doar un, uh, pur și simplu, un shop sau un concept store? Sau venim ben și Nu știu cum. Aș... poți să zici din asta sau habar Aș prefera să... să... fie surpriză. Da. Dar da. faci și tu o cumetrie la deschidere cum ar veni. Dacă avem voie, îți dai seama că îmi doresc să... Măcar comunitatea vine părând. Câți câte, ori fi voie? 20, 20, 20. 20, da. Câte da. 20 odată. Câte 20 așa și facem în rotație. rotație. la 15 minute. Mai... E frumos da. că s-a creat. Aș vrea să putem să stăm să bem și ceva. Așa ar fi frumos, sigur. Așa e. Da. da. Nu știu dacă din chiar de acum, de când dăm drumul, da. e complicat și cu nu contează. Toate... Aveți o comunitate. Simți că ai, ești, ai creat deja o comunitate. Fără pentru doi, porc, da? Da, da. Care crește și ea odată cu businessul? Crește ca dimensiune sau crește ca dimensiune? Ca dimensiune, în primul În vârstă crește, sigur. Ca asta nu putem opri. Da, dar eu tot timpul sunt atent să rămână și destul de fresh să avem și alături de noi tineretul. Sigur. Și e. Cam de până la ce vârstă sunt copiii fascinați de porc? Din ce, din ce simțiți voi în datele voastre? Că după aia spun eu care e realitatea de acasă. Uh, de când ajung să-i. nu să-i încapă, de când le stă bine tricou pe ei, deja e ok. Să știi că sunt mulți părinți care mă roagă tot timpul, dar fă și pentru copii. Da. Fă pentru copii mici. Păi nu-ți ce aminte că eu am venit la un moment dat cu ei la tine, pentru că le veneau până la călcâie. <laughs> da, și am da. zis, nu putem să facem un efort, măcar să le de până la genunchi. Eu m-am gândit că dacă faci dacă ne-am apucat să facem produse și de astea de bebeluși, toddlers da? și... Ok, bă, de pe la 5 ani, să zicem. Da, sau așa. După aia nu prea mai e peeling pentru ăștia de la liceu. Zice, poate și fratii meu la fraierul de clasa A, 5, că așa există. Da, 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 și vorbesc ei între da. ei, corect. Și atunci și... ai un fel de aspirație pentru ei mici. Da, adică Viseză mai bine să... mai crească, să... să ajungă și ei la porc. Exact. Că pe acolo cred că e the sweet spot. Eu mi-aduc aminte când eram eu un în liceu, da. că atunci eram, eram foarte fascinat de anumite branduri și mi se părea o da. nebunie. După aia, când crești, deja înțelegi că ești ok să te îmbraci oricum sau da, da, fug da, 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 da. aspirațiile de cel acolo puțin încep, acum. Începe fiecare să ia să... Da, dar atunci chiar trăiești, adică ești așa, una cu brandul. Și acolo mi se pare că trebuie să fii foarte prezent. Și atunci în... nu vreau să-i supăr pe cei. În momentul de față, cât de diversificat a ajuns brandul? De la tricourile alea, câte repere sunt acum? Așa mare. E ceva ce lipsește din de ce De la încălțăminte? Încălțăminte lipsește în și nici nu mă văd făcând vreodată. Dacă observi nici brandurile astea mari. Da nu prea fac sau nu fac cu succes încălțăminte. Zic branduri mari din, Iară revin la H&M. Da, 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 la aia Uriaș. Da, nu fac, fiindcă e o tehnologie întreagă în da, 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 talpa da. aia de la exact. Nike sau de la Adidas da, și da, da. ei într-o talpă de aia aruncă milioane de Așa e. dolari ca Așa să e. iasă cum trebuie talpa aia. aia. Și după aia vin eu și ies o pince, adică n Da, n da, cum. da, da, corect. Dar de la ciorapi începând? Avem papuci, în papuci schim, da, avem da. șlapi și flip-flops, pe aia avem, a, avem ciorapi, avem boxeri, avem a, kilos de baie, short de baie și de de surfer, maiouri, tricouri da. și după aia până după la aia, gest, shorturi, groase, pantaloni, da, e training, da, hoodie. și tot felul de accesorii. Avem până și farfurii și câini. Frumos. Da. Mai nou. Și, te da, da, pe da, stetă, da. Da, e foarte drăguț. Da, da. Șepci, poșete, genți, geci, de mai groase, mai subțiri. Intrați subține. pe porpor.com <laughs> Domeniul este cu .com, da? .com. Da. Să știi că am, am încercat să iau... Uh, porc, bine, porc.com nu ai nicio șansă. Ok. Nu intrați decât dacă aveți peste 18. <laughs> e, nu, <laughs> e rău dacă <laughs> e. <laughs> Asta te-a încurcat sau te-a ajutat? nu V-ați spus vreodată problema asta? Îți dai seama că câteodată mai sunt mămici care vor să cumpere. Ceea ce <laughs> îți place porcă la porc un și intri și dai acolo, dar e și e rău. E smat din ăla, rău de tot. <laughs> uh, nu știu dacă cineva să gândește că am vrut noi să fim edgy și poate e o, o campanie de asta nebună. Oh, da. Știi cum mai erau, mai făceau ăștia pe la suprim să promovau cu Tera Patrick, cu diverse da, da, da. actrițe de astea din filme de adulți, dar aici e altceva, pe porcu.com <laughs> nu intră. Porc.ro, în schimb, nu am n-am reușit să iau domeniu. Da? L-a cineva? altcineva? Îl are cineva și nu vrea să-l vândă. Hai. Îl cumpăr, da. nu-l vând. Păi nici nu mai mi-ai ascultat propunere, poate. Da, da, da. Da, nu. În fine, da. Da. Exact. Cine vrea să te găsească, te găsește. Așa. Și cine vrea să găsească porpuncomul? ul găsea oricum l -l găsea și, pe și ăla. Da. <laughs> da știu, asta vezi, eu n-am avut curiozitatea să văd ce acolo. Am intrat doar pe, eu a pe calea să... oficială. Eu a trebuit să încerc multe domenii să văd ce ne luăm. da. <laughs> ce tare, bă. Frumos. Ziceai de faptul că astăzi un artist trebuie să aibă foarte multe valențe. Eu cred că mai toată lumea, și artiștii, și antreprenorii, trebuie să aibă foarte multe valențe. Adică, nu Pai mai pot fi doar antreprenori, doar cântăreți. Ei trebuie să fie prezenți, în primul rând, în social media, ca aici să fie fi, da, cea mai mare parte de, din energia zilnică pe care o investesc cu oamenii. Trebuie să fie toți și entertaineri, totodată. Sau măcar chică. unul dintre ei. Unul dintre Da. Ei, da sunt într-o companie mai mulți da, asociați, da. măcar unul să fie unul entertainer. Unul să fie entertainer, care fel nu ai. Uite-te, Elon Musk. Deci, cineva trebuie să aibă vorbele la el, să poată să ducă. Da. La un și... Joe Rogan, la ceva. Trebuie să fii prezent. La asta m-am descurcat, din fericire. business-ul vostru are latura asta. <laughs> da, 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 s-a da, nimerit. S-au uh... venit toate așa ușor, și vlogger, și să creator de conținut. Și asta n-am luat-o în serios cu vlogging-ul. Că... E, e cumva la impuse trebuie să faci așa ceva, că altfel... Nu, să știi că mi-a plăcut, că e... Sunt geeky așa și îmi place să mă joc cu camere cu... și chiar și să editez. După aia a devenit o povară. Adică pare mișto să editezi și este Sigur. când nu ai vreun deadline în minte Sigur. sau nu e ceva... Ce Mai ai și altele de făcut. Da. Dar după aia când te-ai trezit cu trei ore de material și trebuie să faci 5 minute, atunci încep și în jur de unul singur. Am încercat și varianta să dau altcuiva să mi editeze și nu eram foarte fericit. Ca nu Tupa... mai seamănă. Dacă... Cu ce voi tu? Ne fiind scriptat, da. n-am făcut vloguri scriptate. Eram scot camera și dacă este ceva, Caterin, că se întâmplă acolo. Da, da. Având în minte ce s-a întâmplat, știam direct da, care e da, da, da. firul pe care mă duc. Așa, pentru cineva care. Doar să uite la ce-a da. Ce vrut ăsta, deci, da, da, da. poate să fie și 20 de minute în care tu ai filmat complet uh, aiurea. Uh, dar până la urmă nici asta n-a fost problema, că am găsit oameni care să facă uh, cât de cât treabă ok, dar mi-am pierdut eu din uh, Entuziasm. entuziasmul de a face. Da, 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 da. Cred că și... În schimb ai găsit o soluție prin PORC TV. Asta e, că una m-a adus la alta. Nu aveam, nu prea aveam cu cine să fac. Majoritatea prietenilor mei n-au plăcerea asta de Aha. a fi... Sing cu doctorul pot să fac un ping-pong de ăsta, să ne filmăm, să, da, da, să da, da. iasă un haos. Dar prietenii mei, în general, scoteam camera. iar nu mă filma, te rog, eu că nu vreau să... Nu avem exercițiu ăsta noi. Da. Cel puțin generația, uh, generația Generațiile mai tinere acum sunt total relaxate, n-au nicio da. Poți să intre toată lumea cu telefoanele pornite în video. Și, și au și o dezvoltură, chesti... așa, exact, de. E în foarte povesti. natural la ei. Dar aici nu. Și atunci era mai. Iar... Părea da. că îi deranjezi pe toți când scoate. Da, da. da, Și așa, așa, ai ajuns la Port TV. La Port TV că m-am gândit, haide să o aduc în uh, studio. Când vine omul acolo să ne filmăm, știm deja că șt ce avem de făcut da 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 și plus m-am gândit că nu trebuie să fiu eu în față în față da adică am încercat să cresc canalul ăla fiind eu în față până la un anumit punct și după aia să zic hai să se ocupe cineva. Foarte e aici. mișto din nefericire fac chestii în spate care nu se văd și ajuns zic, Bă, mai bine rămâneam acolo în față și, da. în față, și A, mai ajuns fac, tot la muncă da. Mi-a zis mie cineva într-o zi că dacă vreau să mă apuc să câștig bani, eu trebuie să mă opresc din muncit. Da. Cum ți mă, se pare asta? Am uh, auzit-o în diverse forme, ca proverb evreiesc. Nu cred. Eu cred că o zic cei care nu. N-au satisfacții de pe urma muncii? Nici sau aia cărora nu le-a ieșit treaba și că toți ne plângem, Am, muncesc prea mult și nu am destul. Că de aici pleacă. Aha. Și atunci zice, a, muncesc prea mult ca să fac bani adevărați. Ar trebui să nu mai muncesc, dar nu e așa. Că eu adică am întâlnit foarte puțini uh, oameni cu bani care chiar o freacă. Și nu zic de. Evident, sunt oameni care au uh, moștenit uh, niște bani și atunci pe ea nu e în calcul. Dar oamenii care au făcut bani ei de unii singuri muncesc de rup. Așa e. Eu chiar uh, am impresia că nu muncesc. Prea. Adică, mi se pare că am bani mai mulți decât uh, nivelul de muncă. Probabil și pentru că uh, m-am distrat tot timpul. În timp, uh, în în, timp ce, muncea, da, da, adică ce munceai, da, da. Eu nu am văzut vreodată un concert uh, ca fiind muncă. Eu, acolo, mă, eu plec în vacanță. Zic, am concert plec. Normal. Am două zile Normal. de vacanță. Normal. Întâi, Normal. Poate am, că, de fapt, aici e secretul. Da, am și energie să mai fac și alte chestii. Poate că ăsta e secretul, de fapt. Că faci exact ceea ce îți place. Pe toate da. părțile. Și Pentru că și porc, evident, hai să fim sinceri, l-ai adus, e tot o plăcere în cele din urmă. E plăcere că în place, tot. Adică tot ce și vezi. în partea de producție, efectiv ce facem noi, produsele pe care le vindem, îmi face mare plăcere să fac asta. Uh, și partea asta de promovarea porcului, care include PORC TV și da, toate da, da, cele, da, da, da. și aia îmi face mare plăcere. Dar, evident, ca la orice... Există părți plăcute și părți neplăcute. E, normal. Și în muzică există părți normal. plăcute și neplăcute, că nu. De exemplu, dacă e concertul mișto, asta nu înseamnă că drumul prin țară de 8 ore prin e o trafic, exact, e o fericire. sau când faci o piesă. Să stai 20 de ore să o mixezi, că nu s-a nu știu ce bine, nu e, aia nu e plăcut. Adică poate să fie plăcut jumătate de oră, dar după aia nu mai. E. Sau pregătirile unui concert. Ai un concert mare, te pregătești trei luni și durează o oră. Oraia e mișto, dar ale trei luni dinainte sunt muncă. Așa e. Cât crezi că o să le mai faci pe toate? Și artist, și antreprenor, și influencer, și blogger? Eu am zis că mai am un an. Da? <laughs> da, și după aia mă las de muncă. Dar asta <laughs> o spui de cât timp? Nu, așa A am e, zis. da? Da. Când fac 40 de ani, gata, mă las de muncă. Eu muncesc de la 30 de ani, așa am zis. Până la 30 de ani nu prea. Mai munceam așa. Când și când. Da, eu am făcut... Ți-am zis că am făcut grafică, din asta făceam bani. Dar n-am fost niciodată angajat. Minus cele 8 luni din agenție. Dar alea au fost experiment ca să-mi dau seama că, că nu, nu e vreau tău. să da. fiu angajat. Și tot timpul lucram... Așa două săptămâni, foc automat, făceam bani, uh -huh. mi-ajungeau trei luni, după aia mai munceam și niciodată n-am simțit că am muncit foarte, foarte mult. Fiindcă multe le fac de plăcere, iar. Așa. Timp am pierdut cu diverse chestii. Dar am zici că mai faci un an și gata. Un an și gata, după aia nu mai nu mai, mă, mă mut pe o insulă și stau acolo. Sau la de acolo, cu tovare și ăsta altă, cu lavandă. Pun, îmi pun și eu un câmp de lavandă. Noi am avut o discuție mai devreme. Un da. prieten de meu de la Petroșeni. Da bine mă, o să mi-aduc aminte mi-aduc eu aminte să te apelez din nou peste un an de zile, să vă așa. care starea lucrurilor nu uita să vă abonați la BT Talks pe Apple Podcast, pe Google Podcast sau Spotify, pentru că urmează inevitabil și alte episoade, cel puțin la fel de interesante cum cel de față, Toto, mersi frumos asta a fost? asta a fost a, pentru păi început, abia ne abia vedem peste un an efectul ăsta verde. ne vedem peste un an când îți spun eu că lucrurile se vă mulțumesc, vă că peste un an o să fie ultimul interviu că după aia mă găsiți plantând lavandă un cod de natură, dacă mai avem natură până atunci. Nu uitați să reciclați, să aveți grijă și de voi și de natură să fiți iubiți. Intrați pe porpor.com nu intrați pe porpor.com. <laughs>